Vă rog să vă scuzați că vă refine încă câteva minute. În numele dumneavoastră și al nostru, al bătrânilor, care suntem aici, mulțumim soborului de la Diaconești, împreună cu Maica Stareță și Părintele Amfilohie, mulțumim Maicii Paraschiva, care din hrisoavele istorii scoate totdeauna niște perle care ne face să fim mândri că suntem români, în timp ce derbedeii care ne conduc ne fac să ne fie rușine, încearcă să ne facă de rușine că suntem români. Vă mulțumesc! Asta-i.